Uite voi să spun asta așa pe asta. Cât vrei. Așa. Ai interviu? Da. Început să vină băieții de la Cluj. De doi ani, cam așa de numai bine. Și iarna a fost în Cluj, în Grigorescu, să luă biserică și ne-a spus Petrica că vrea să vrească ceva cu noi. No. Ok, ce vrei? Am venit, vorbim și ne-a spus că vrea să facem program, să ținem noi, programul să începem să ținem noi. Și aia ne-au ajutat și prima dată am avut niște emoții foarte mari. Acum 3 luni am auzit că fac un club lunea și m-am gândit să vin și eu ca să le pot, ca să-i pot ajuta în această misiune. Așa de suntem o echipă de, nu știu, 5 oameni, nu, 3 oameni deocamdată și am văzut satele astea că au un potențial foarte mare și mă gândeam că nu e nevoie ca tot timpul să vină o echipă de la Cluj care să se ocupe aici de program. Și am hotărât ca să ne întâlnim cu ei o dată pe săptămână, chiar de mai multe ori, dacă e cazul, și să învățăm pe ei să facă studiu, să poată să se întreține singur aici, în centrul ăsta. De când am intrat în relație cu el și m-am botezat, mi-am dorit să aduc rod. Păi dacă te implici, înțelegi și tu mai bine în același timp și știi că poți să înveți și pe alți copii. Te apropie mai mult de Dumnezeu acest lucru dacă tu încerci să faci program, că dacă mergi și stai numai în bancă, ce ești, că numai vii, asculti programul și pleci acasă. Am crescut într-un asemenea mediu și mi-aduc aminte că și eu când eram copil și pocăiții din Alba Iulia veniți atunci la mine în sat, organizau asemenea tabere și întâlniri cu copiii. Și cred că aici au fost bazele în care eu l-am cunoscut pe Dumnezeu. Sper să fie asta numai începutul. Inițial am început cu un număr de 3 sau 4 persoane care au venit și am încercat să-i modelăm pe ei, așa încât să poată să țină o lecție, să țină un verset, să facă niște jocuri. Și ne-a ajutat Domnul și acum am ajuns la... Sunt 9, chiar și 12 copii vin. Și chiar de multe ori ne întrebăm cui să mai dăm să facă ceva, că nu avem cum să implicăm pe toți de fiecare dată. Și am văzut că Domnul are grijă de lucrurile astea și în mod deosebit de satul ăsta, prin tinerii ăștia care i-a dus. Da, ideea este să... preluăm un grup de tineri mai interesați de relația cu Domnul, împreună cu care să studiem Biblia și să ne pregătim în așa fel încât să poată și ei să țină lecția de la club. În felul ăsta, cred că nu sunt numai un consumator în biserica din Mănășturi și pot să fiu util în anumite locuri. Așa a fost conjunctura, cum am ajuns prin... alți prieteni din grupul meu, prin Petrică și prin ceilalți cu care mai eram, am venit aici în misiune și cu timpul m-am atașat de acești copii și îmi place, face plăcere să vin aici. Chiar consider că am început să îi cunosc și să fiu, să vin stabil aici, să nu fie doar ceva ocazional. We'll be right back.
Se întâmplă, de exemplu, să am unele perioade mai, în care sunt mai descurajat și faptul că am, să spun, responsabilitatea de a veni aici și obligația, chiar dacă nu mă mai simt așa cum eram atunci când mi-am luat această responsabilitate, trebuie să vin și asta mă readuce la nivelul de slujire și mă ajută personal. În relația cu Ada sunt foarte binecuvântat pentru că încă de dinainte să ne căsătorim eram în același grup și mergeam în misiune împreună și aveam această înclinație amândoi și acum am suportul ei total. Pe cât va mai fi aici o lucrare, eu aș vrea să rămân implicat, bineînțeles, dacă voi sta în Cluj. Dar încă mai este mult de investit și de asta sperăm ca să găsim cât mai mulți tineri care să facă lucrul ăsta. Slujitorii trebuie să existe din toate părțile bisericii, nu doar să fie unii și restul atât. Eu cred că toți trebuie să fim slujitori și asta e ideea, să le oferim ocazia și altora să slujească, să nu stăm doar noi în față. La Stardu suntem o echipă. Stardu, să interviu, bă! Tu te văd acolo! Interviu!